Salutare tuturor! Am revenit cu un nou clip, de data aceasta un subiect din seria No More Tabu. Un subiect pe care m-am gândit sinceră să fiu cum să-l abordez și cum să discutăm despre el. Ce faci dacă copilul tău vine și zice sunt gay? Și pornesc această discuție în ideea în care am auzit mai multe persoane din jurul meu care s-au confruntat cu situații în care copiii de grădiniță, grădiniță, clasa 1, undeva pe acolo, școala primară, au venit și au spus sunt gay. Și apoi părintele, discutând cu copilul, a aflat că de fapt copilul a zis acest lucru pentru că e cool să fii gay și gen nu mai e cool și e lame să fii normal. În primă fază, cred că orice părinte are un soi de șoc. Pentru că oarecum ca părinți te aștepți la firesc sau la natural sau la ce este cumva, da, să zicem firesc din punct de vedere evolutiv. Femeie cu bărbat care perpetuează specia, pentru că așa am ajuns noi în anul 2024. Nu zic și n-am zis niciodată că persoanele care sunt gay sau care au această înclinație sexuală, pentru că acest lucru este strict o chestie sexuală, este o preferință sexuală care ține de dormitorul fiecăruia. Nu am zis niciodată că acești oameni, că n-am considerat niciodată că acești oameni sunt bolnavi sau chestii de genul. Nu, este preferința sexuală a fiecăruia. Dar cred că, în primul rând, trebuie să discuți cu copilul tău și să nu ai o reacție, nu știu, agresivă sau să-l respingi. Pentru că am stat și m-am gândit de mai multe ori, dacă ar veni Mati la mine și mi-ar spune chestia asta, nu știu, aș discuta cu el, dar în primă fază, adică sentimentul meu ar fi gen tot Matei, adică pentru mine tot el e. Îl iubesc la fel de mult, nu se va schimba și nimic n-ar putea să schimbe acest lucru. Așa că o atitudine de respingere nu cred că este cea mai bună soluție, pentru că ideea este să discuți cu copilul tău și să-l întrebi. Ok, bun, înțeleg. În primul să-l întrebi dacă știi ce înseamnă această afirmație. Pentru că, repet, un copil de grădiniță este cam greu să știe ce înseamnă gay, cu adevărat. Și să începi cumva să descoși situația, și anume, dacă știe ce înseamnă această afirmație, dacă știe, să zicem că e poate mai mare, ok, de ce crede el acest lucru, ce simte el, care sunt trăirile lui care îl fac sau l-au făcut să ajungă la această concluzie. Ok. Da, nici cum era înainte, încât să persoanele care au această înclinație sexuală și cumva sunt diferite față de, poate, majoritatea, să fie respinse sau marginalizate. Nu, nu este ok. Oricum, eu, sinceră să fiu, nu înțeleg de ce trebuie să ne expunem cumva sexualitatea atât de in your face, sinceră să fiu. Adică, cum spuneam, nici cum erau înainte marginalizați, încât, nu știu, să nu poată să se țină de mână sau să aibă niște gesturi mai tandre, dar nu sunt de acord personal nici cu expunerea sexualității atât de agresiv, nici din partea, ca să zic așa, heterosexualilor, adică nici eu ca femeie sau alți bărbați sau așa să își expună sexualitatea și cumva preferințele sexuale atât de agresiv în online. Nu mi se pare ok acest lucru, pentru că sexualitatea și sexul și tot ce ține de acest subiect este un lucru intim. Este un lucru care trebuie să rămână în dormitorul fiecăruia. Ok, că ai discuții despre sexualitatea ta cu anumite persoane, evident că ai discuții despre ce înseamnă sex în general și faptul că trebuie să te protejezi cu copilul. Ok, dar când un copil de mic este expus la o expunere a sexualității agresivă, v-am zis, de ambele părți, nu este ok și se ajunge fix la aceste lucruri de genul e cool să fii gay și să fii normal, nu e ok. Noi nu știm încă dacă acel copil, într-adevăr, când îi se va dezvolta sexualitatea și cumva când începe să-și o descopere, dacă într-adevăr este sau nu homosexual, nu avem de unde să știm, dar dacă de la o vârstă atât de fragedă i s-a implementat această idee că nu e cool să fii normal, nu cred că este sănătos. Și real cred că, cum se întâmplă în general, când pe anumite subiecte câteodată se face o propagandă foarte agresivă. Și cred că în ultima perioadă s-a făcut o propagandă destul de agresivă pe zona aceasta de LGBT și așa mai departe. Este oricum un subiect extraordinar de sensibil, cred că este un subiect în care aproape că orice ai scoate pe gură poate să fie greșit pentru cineva și cineva să se simtă ofensat, de aceea și încerc să-mi aleg cumva cât mai cu grijă cuvintele, încât să nu rănesc pe nimeni, dar în același timp, chiar dacă se uită persoane din această zonă sau dacă, mă rog, cu această sexualitate, care se identifică cu această sexualitate sau au această sexualitate, nici nu știu cum să zic exact, apelez practic la maturitatea fiecăruia și cumva firescul fiecăruia, în așa fel încât să înțelegem că mie personal nu mi se pare normal nici eu să fiu vulgară pe stradă, în online, să practic nu cred că acest porno sexual trebuie să existe în afară, peste tot, pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, pe afișe, la televizor, în filme, adică nu cred că lucrurile astea trebuie să fie. Nu este normal și ne expunem atât pe noi ca oameni, ca și adulți, și să știți că poate o să discutăm într-o zi despre această suprasexualizare a lumii în care trăim, care practic afectează relațiile noastre de cuplu, plus că ne afectează copiii, pentru că și ei văd, și ei sunt acolo, și ei văd femei aproape dezbrăcate pe stradă în mijlocul zilei, și ei văd bărbați îmbrăcați, poate, din nou, aproape dezbrăcați, indecent, pe stradă. Chiar cred că, indiferent de ce faci tu în dormitor, putem să ne comportăm firesc în societate. Tocmai că acești oameni și-au dorit să fie acceptați ca atare. Așa că, de ce nu ne comportăm toți normal? Da, de acord, ținut de mână, pupici romantici, săruturi decente, sunt total de acord. Dar aceste extremisme de, cum să-i spun, niște chestii care sunt destul de vulgare și niște imagini vulgare nu mi se par ok. Și mai ales că au fost cumva foarte ridicate în social media persoanele care au șocat prin imagine, prin chestia asta, și cei mici evident că văd și zic, a, păi, dar vreau și eu să fiu așa cool, pentru că văd followers, like-uri, faimă și zic, păi vreau și eu. A, uite, ăla care e normal, asta cu normal, nu-mi place ideea de normal, anormal. Aș spune cei heterosexuali, sau care au o imagine mai poate decentă uneori și care să nu șocheze, să nu fie extremistă, nu sunt așa de cool. Și atunci îi influențăm fix prin chestia asta și cumva, da, clar, trebuie și noi ca părinți să încercăm să nu ne expunem copiii și să încercăm pe cât posibil să îi protejăm de anumite imagini și de anumite medii. Cum spuneam, poate într-un alt episod o să discutăm și despre cum toată această sexualizare și expunerea sexualității și a porno și chestii de genul, cum ne afectează și viața de cuplu, pentru că, da, nu știu dacă vă dați seama, dar este foarte afectată și social media ne afectează foarte mult viața de cuplu. Și o să discutăm într-un episod ulterior și acest aspect. V-am zis, Este foarte greu să-mi aleg cuvintele pentru că sunt absolut conștientă că indiferent ce aș spune, cineva va înțelege sau va fi cumva, se va simți cumva atacat. Pentru că este un subiect mult prea delicat. Dar ca și o concluzie, cred că totuși ca părinte este bine să nu ai o atitudine de respingere și să încerci să discuți cu copilul tău și să vezi exact ce i-a stârnit aceste trăiri și ce l-a adus la această concluzie. Sper că v-a plăcut clipul meu. Mai mult de atât nu cred că pot să spun, mai ales că nu sunt nici psiholog, nu mă identific nici cu zona LGBT, nu am experiențe, nu am trăiri din această zonă încât să pot să exprim mai mult de atât cumva pe acest subiect. Pot doar să spun ce ține de zona mea și atât. Și nici nu vreau să vin să dau aici cu păreri doar de dragul de a da păreri. Și nu uitați să-mi lăsați subiecte în comentarii de No More Tabu care ați vrea să le realizez pentru voi, să îmi dați un subscribe dacă nu ați făcut-o deja și desigur să mă urmăriți pe Instagram și pe TikTok, Laura Mușuroa, și ne vedem săptămâna aceasta cu un nou clip. Pa, pa!